Hello. Ce învățăm de la televizor? Programe și emisiuni care ne distrug mentalitatea. Televizorul este instrumentul de bază în mâna celor care ne conduc lumea. El este folosit împotriva noastră. Televizorul și privitul la TV dau mare dependență. Programele și emisiunile TV pur și simplu distrug mentalitatea oamenilor, oferindu-le emisiuni cretine cu care să-și piardă timpul. Știri mincinoase și reclame către companiile celor care conduc lumea din umbră. Mesaje subtile care ne schimbă percepția asupra lumii reale. Chiar și informarea pe calculator este de 1000 de ori mai bună decât dezinformarea de la televizor. Ce vedem noi la televizor sunt programe, știri sau emisiuni ale unor oameni care dețin acele posturi și sunt îmbârligați politic. Nu au nici măcar un motiv să bage ceva bun din care să învățăm ceva, pentru că dacă noi învățăm mai multe, o să fim mai greu de controlat. Scopul lor ăsta este să fim mai ușor de controlat. De când te naști, înveți ce este în jurul tău, jucatul pe calculator și uitatul la televizor. Ce să vorbesc de părinții care își aruncă copiii în fața unui calculator și imediat după ce vin de la serviciu își benoclează ochii direct în televizor. Oamenii pe care îi vedeți la știri sau emisiuni, prezentatori, sunt puși acolo doar ca niște pioni. Unii sunt acolo pentru bani, unii pentru popularitate, iar alții sunt puși acolo în mod intenționat. În orice caz, la noi ajunge peste 90% din informație falsă. Televizorul și informațiile livrate acolo te influențează fără să-ți dai seama. Ce ne învață televizorul? Criza e de vină pentru că ne e rău. În niciun caz furtul politicienilor corupți. Nu. Suntem într-o perioadă de pace. De fapt, noi suntem atacați continuu ca să nu vedem realitatea. Televizorul ne mai învață și destrăbălare. Videoclipuri sau emisiuni gen Capatos. Televizorul ne mai învață și promovarea vieții de noapte. Cluburi, fumat, femei și etc. Vaccinuri pentru sănătate, vaccinați-vă pe voi cât și copiii ca să trăiți mai bine. O mare minciună! Orice problemă de sănătate, luați pastile, băgați pastile, luați pastile ca pe apă! Cei care dau reclame pe post pentru a manipula lumea au studii specifice despre cum funcționează creierul uman. Noi nici măcar nu avem un studiu despre cum să ne apărăm în fața unui asemenea atac. De aceea, cel mai bine este să nu folosim deloc televizorul. Asta dacă putem. Și cum el mi-a făcut mie promovare, iar eu am uitat să-i fac și m-am întâlnit cu el în oraș astăzi și mi-a bătut obrazul, am zis că trebuie să-i fac astăzi promovare lui Turbo Ionuț, care face videoblog și gaming și are foarte mulți abonați și aveți aici un link către canalul lui. Și ăsta a fost și videoclipul de astăzi. Eu am fost Cristian Bancu. V-am pupat. Pa!